dimineața, dar totuși. Băi, băi, ce se întâmplă? Dublu click la joc. Deși ți-a atenți că s-ar putea să meargă în mașină virtuală. Bineînțeles, nu mă interesează că merge cu două frame-uri pe secundă, dar este la dublu click, un joc. Salutare, dragilor, și mă rog să ne la un nou video pe canal. N-am mai făcut de foarte mult timp un clip de genul, dar nu a fost nimic nou până acum în lumea Linux-ului. Așa că vreau să vă prezint Windows Linux sau Struțo Camila, care tocmai ce a apărut pe radar și se pare că foarte multă lume face switch-ul către ea. Așa că rămâneți alături de mine și haideți să vedem despre ce este vorba. Bun, dragii mei, după cum vedem, avem wubuntu.org. Este o distribuție care vine puțin modificată, pot spune, dar cu foarte multe chestii noi. Am dat pe dark screen pentru că mă enervează albul. Și haideți să citim un pic descrierea. Ubuntu, cunoscut ca și Windows Ubuntu, mă rog, Ubuntu cu W în față, da? Așa. Este un sistem de operare care aduce aparența și, atenție aici, atenție, da? Și funcționalitatea Microsoft Windows, incluzând Copilot Assistant. Nu cere TPM, nu cere Secure Boot, da? Și multe altele. O să aruncăm un ochi, bineînțeles, peste el. Vreau să vă arăt așa în mare cam cum este. Vine cu Plasma, vine cu Cinnamon. Ce crezi? Merge și Power Toys, da? Și ca așa se zice. Da, it's a powerful toolset that implements a software layer based on Microsoft Windows application. Tools like My Control Panel, Network Settings, OneDrive, Android Support and many others are available through the PowerPoints. Da? Da, haideți să nu mai stăm la palavre. Și l-am băgat, bineînțeles, într-o mașină virtuală. Bă, arată superb, de ce să zic? Refresh de asta, ia să vedem. Configure display settings. Sunt curios, display settings. Ok, display settings-ul este exact ca la... ia să găsesc 1920 cu 1080. Apply. Keep. Ok. Păi, arată superb. Hai să-l instalăm. Pentru că, sincer, vreau să văd procesul de instalare, vreau să văd. Ok, vine cu Ubuntu 11 Installer. Ceea ce e ok-ish, să zic. Așa, testăm, erase disk. Punem Alex, o parolă 1234 și îl lăsăm să se instaleze. Sincer, la prima și prima vedere, nu-ți dai seama că este Linux. Așa că o să las să se instaleze și vreau să testez împreună cu voi câteva chestii și în același timp vreau să și vorbesc despre funcționalitatea pe Linux, pentru că foarte multă lume se plângea, domne, că știi, pe Linux nu poți să faci ceea ce faci pe Windows și multe altele. Rămâneți aproape și o să vedeți despre ceea ce vorbesc. Bun, și l-am instalat, mă rog, l-am pornit, ar trebui să pornească. Și iată că a pornit. Vedem aici, you are using a free version of Power Toys. Power Toys running on trial mode, bla 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 bla. Ideea este că se pare că avem un Power Toys, ceea ce este super ok. Vreau să fim atenți un pic la detalii. Waste bin, nu este recycle bin, da? Avem OneDrive, avem iconițele, avem wallpaper-ul, avem Copilot, de curiozitate merge. Avem Edge, avem Zoom, avem foarte, foarte multe. Văd că avem Copilot. Ia să vedem ce înseamnă recensământ. Să vedem dacă știe. Probabil cred că este, da, este o versiune de web browser. Da? Ceea ce este din nou ok. Avem un search bar,
A trebuit să-mi caute doar în calculator, exact. E un pic cam laggy, un pic, nu foarte mult, dar, băi, să faci treaba cu el. Ceea ce am zis eu că vreau să testăm. Înainte să testăm, haideți să vedem cum este administrat. Avem Notepad, KT, OneDrive, îl deschidem și se pare că se deschide chiar OneDrive, da? Se pare că avem o problemă la deschiderea OneDrive. Configuring OneDrive, ceea ce este din nou super ok. Avem All Apps. Vreau să fiți atenți aici. De câte ori v-am zis eu că Only Office este copia fidelă a Microsoft Office? V-am zis? Eu v-am mai zis, da? Deci o avem aici și intrăm la All Apps. Avem Android, adică avem cam tot ceea ce ne trebuie pentru Android. Avem chat, ChatGPT, Google Chrome, dacă ai Edge, de ce mai ai Google Chrome? Mă rog. Key Wallet, asta vine de la KDE. Și avem Microsoft Calendar, Microsoft Copilot, Microsoft Edge, Microsoft Excel Online, OneNote, Outlook. Da? Deci avem practic tot ceea ce ne trebuie. Deci să zicem că ești prins în ecosistemul celor de la Microsoft. Iată că asta este o posibilitate prin care poți să lucrezi la documente. Bun, iar acum vreau să testez Edge. Normal, dacă aș deschide Edge-ul, ar trebui să mi se deschide Edge-ul, pentru că Edge-ul poate fi rulat pe Linux, ceea ce este super ok. Eu îl folosesc Edge-ul, pentru că am încercat o zi la Firefox mult, mult prea mult RAM încă. Am încercat Opera, din păcate nu merge pe Linux. Am încercat Brave, este prea lent. Așa că, bineînțeles, am rămas la Edge momentan. Așteptăm să se deschidă. Văd că este din nou laggy. Bun, se pare că era o problemă de la mine din Virtual Machine. Pur și simplu nu mergea să, adică pornea și la un moment dat deja de a crash. Așa că am zis repede tot să testăm, nu? Pentru că noi asta ne interesează, da? Bun, și vreau, înainte să testez, vreau să mă duc la Appearance și să pun pe Dark. De ce pe Dark? Ca să pot să scriu. Și dacă aș căuta pe google.com, vreau să caut, de exemplu, Audacity. Da? Să zicem că vreau să îl rulez și bineînțeles îi dau download Audacity, dar îmi descărca App Image. Eu nu vreau App Image, așa că o să mă duc pe Windows, pentru Windows, pe 64 de biți, .exe, dacă observați, da? Bun. Și mai vreau Notepad++, de exemplu. Bineînțeles, poate fi multe alte programe în locul acestora, da? Bun. Și ne ducem pe download, hai mă, dispari. Vreau pe installer, da? Și avem 2.exe. Da, știu, din păcate nu merge să măresc rezoluția, pentru că a trebuit să îi opresc accelerarea 3D la, la VirtualBox. Așa că avem aici două executabile, da? Audacity, care iconul este perfect, și bineînțeles Notepad Installer. Am să dau dublu click pe Audacity și după cum observați îmi pornește într-un layer de wine, ceea ce mi se pare bestial. Da? Bineînțeles îi dăm install la NetFramework pentru că trebuie să instalăm NetFramework. Sper să meargă. Da? Ideea că mai am probleme cu netul, cel puțin în perioada asta nu știu ce neva se întâmplă, tot pică internetul. Și zicea cineva că, domne, că nu merge să faci aceleași chestii pe Linux pe care le faci și pe Windows. Dacă faci documente, etc., nu merge. Ei bine, eu am zis de atâtea ori, frate, vrei Microsoft Office pe nenea Linux, bagă Only Office. Da? Bun. Și avem Launch Audacity. Nu o să-l lansez acum, dau Finish și dau și dublu click pe Notepad Installer. Next, 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 next. Bineînțeles, nu i-am făcut shortcut pe desktop. Și la asta o să-i dau run. Și iată că merge notepad.exe, atenție, notepad.exe, da? Merge pe Linux. Wow, ce tare! Dar oare Audacity merge? Dublu click și pe el.
Wow, pornește și ăsta. Păi, ce se întâmplă? Ei bine, din cauza leerele lor, sau cum, eu sunt râit, ca să înțelegeți, dacă vorbesc foarte repede, din R se pronunță L. Și de aceea nu prea pot să pronunț cuvântul ăsta, da? Dar se pare că acest program merge minunat. Ia să vedem, înregistrează. Stop. Dar, bineînțeles, nu am setat eu microfonul. Microfonul este, ar trebui să fie USB. Cred că 2 ar trebui să fie, nu? Ia să vedem dacă merge. 2.10, 2.2, nu merge. Bineînțeles, este printr-un virtual machine, ceea ce este normal, da? Dar poți edita, poți face ceea ce vrei tu. Nu vreau să salvez. Hai să mai testăm încă ceva. Hai să mai testăm, nu știu, mamă, chiar nu știu ce să testez. Hai, până se deschide browserul, mă gândesc. M-am gândit și știu ce am să fac. Fiți atenți. Mediafire.com. Am eu un programel pe Media Drive, da? Care îmi instalează Microsoft Office crăcuit, da? Bineînțeles, voi nu o să puteți să-l descărcați, așa că, na? Și o să dau pe backup, am aici backup, programe, KMS și, bineînțeles, îi dau download. Sunt curios dacă pornește. Dacă pornește, restul este cancan. Bă, s-a descărcat, ceea ce este ok. I-am dat să se deschidă în browser. Și, bineînțeles, așa. Și am să deschid aici, extract here, avem extract, extract arhiv here. Bun, s-a dezactivat, am zis eu bine. Și avem KMS Auto Exe. Dublu click pe el, hai să vedem. Nu merge, pentru că nu este digital signed. Da, ne trebuie ceva digital signed. Ok, nicio problemă. Deschidem din nou browserul. Am observat o chestie. În momentul în care deschizi browserul, este un pic cam laggy. Mă gândesc că, na, e ceva normal pentru că pornesc cum ar veni mai multe servicii odată. Dar să nu uităm că suntem într-un virtual machine. Mă gândesc că dacă ai un SSD sau ceva, va merge. Bun. Ideea că mie pe calculatorul meu, având Linux, nu mi se deschide atât de greu. Și o să dau download OBS. Să zicem că facem Windows Installer. Da? Și descărcăm installerul. Da? Bun. Observ că în momentul când se deschide efecte și astea, atunci ca să nu zică lumea că suntem pe Windows, că facem măgări, să zic așa. Da, o să dau New Fetch și după cum vedeți avem Windows Ubuntu, kernel 5.15, un kernel destul de vechi, destul de vechi, dar eu pot spune că este un kernel bun, un kernel stabil, da? Și avem OBS. Dublu click pe OBS. Hai să vedem. Next, next, next. Băi, ești nebun să instalezi. Da, dublu click pe Linux. Haideți să descărcăm și în același timp Download League of Legends. Deci dacă merge și asta, e deja next level. Corect sau nu? Frate, vreau să-l descarc pe bune. Uite, asta nu mi-a apucat niciodată la League of Legends. Trebuie să mă duc până jos, până am un butonul de download. Descarcă League of Legends. Așa. Pentru Windows. Am descărcat-o și pe asta. Hai să vedem dacă se lansează OBS-ul. Launch anyway. Ne zice că este în Wine Compatibility. Bineînțeles, nu avem placă grafică, deci de aceea ne-a dat eroare. Dar instalerul ni l-a făcut. Deci mă gândesc că aș fi pe Mă gândesc că aș fi pe calculatorul meu cu placă video, s-ar putea să meargă, da? În fine, deci e normal, repet, sunt într-un mediu virtual în momentul de față
Și avem aici League of Legends. E, la League of Legends nu prea a nimerit iconița, dar totuși. Băi, ce se întâmplă? Dublu click la joc. Deși ți-a atins că s-ar putea să meargă în mașină virtuală. Bineînțeles, nu mă interesează că merge cu două frame-uri pe secundă, dar este la dublu click, un joc. A făcut iconița. Se lansează. A apărut în taskbar în dreapta jos la ceas. Deci asta înseamnă că se lansează. Băi, ești nebun. E deja next level. Și, bineînțeles, nu am librării, nu am nimic instalat, deci mă gândesc că s-ar putea să nu meargă. DirectX-ul și multe altele, pentru că nu am placă video pe această mașină virtuală, dar, acest lucru îmi confirmă că va merge. Văd că aici apare butonul, ceea ce este ok, pentru că da, acolo este butonul. Am dat dublu click din nou. Riot is still running. Ok, ceea ce mi se pare ok. Îl pornim. Și bineînțeles, repet, neavând placă video, este normal. Probabil, oare merge și Valorant? Ideea e că mă face să testez chestia asta. Voi ce ziceți? Lăsați-mi un comentariu dacă vreți să testez, să vedem dacă merge Valorant, să văd dacă merg, nu știu, 5M-ul, etc., etc., etc. Chiar, haideți să vedem dacă se instalează 5M-ul. De fapt, nu 5M-ul. Download EVE Online. Pentru că EVE Online nu prea merge pe Linux. Adică merge, dar trebuie să faci foarte, foarte multe chestii. O să caut aici, descarcă League of Legends, descarcă. Nici nu știu ce să mai testez, mă credeți? Am rămas tâmpit. Hai să vedem Discord-ul. Download Discord. Și bineînțeles, cred că am eu problema asta cu netul din nou, care trebuie să-i dau disconnect și pe urmă, bineînțeles, connect. Da? După cum observați, mi-a picat netul. Aș să se reconecteze. Nu știu ce naiba, tot pică mie. Uite, dăm la Discord. Hai să vedem. Deci dacă pornește Discord-ul pe, nu pentru, pe ăsta, mă. Vreau pe Windows. Download. Se descarcă. Și aici ce trebuie să descărcăm? EVE Online. Hai să-l descărcăm și pe ăsta. Nu pe Mac, pe Windows. Download Windows Client. Da? Bun. Și dublu click pe Discord și dublu click pe EVE Online. Deci pe două. Ia să vedem. Please note instead ok, bla 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 bla. Unde e? N-a pornit Discord-ul? Nu, Discord-ul nu vrea să pornească. Și cred că nici EVE Online. Da, pentru că please run the installer as normal user instead of run as administrator. Bineînțeles, asta poți să rezolvi, ceea ce pe mine mă fascinează mai mult programele. Pentru că OBS-ul ăsta, Discord oricum este pe Linux. Mă refer programele care nu merg pe Linux, da? Și așa că vom da download GTA 5M. Deci dacă merge și îmi caută clientul, asta înseamnă că voi putea să mă joc 5M, în teorie. În teorie, atenție. Iconița mi-a luat-o, ceea ce e ok. Și bineînțeles nu pornește. Aia e, nu avem ce să facem. Oricum, sunt mulțumit că a instalat OBS-ul, adică asta înseamnă că merg DLL-urile, da? Sunt mulțumit că am instalat programele normale care au librăriile proprii, cum ar fi Audacity, cum ar fi Notepad, astea au ale lor. A instalat League of Legends, ceea ce din nou este super ok. Dacă, probabil dacă aș fi avut accelerare grafică, ar fi fost altceva. Da? Și ne uităm pe aici, avem, cum am spus mai devreme, avem, uite, League of Legends, da? Avem Copilot, avem Edge, avem toate suita de Microsoft, avem Notepad++ chiar, pentru că noi am instalat-o, dacă vă aduceți aminte. Avem OnlyOffice, PowerShell,
avem OnlyOffice Word, avem Java, avem PowerTools Volume Control Update, pardon. Băi, avem destul de mult, avem destul de mult. Uite, avem și Steam-ul, System Monitor. Hai să vedem un System Monitor, cam cât consumă. Probabil mă gândesc că ajunge la același consum ca și Windows, pe care foarte multe chestii. Are Wine Trick, ceea ce e normal. Webcam Droid, ca să folosești webcam-ul de la Android. Bă, are câteva chestii super tare. Bă, și nu consumă mult, 3 giga. Țin cont că, na, e normal, cam din cauza efectelor, mă gândesc că n-am. Hai să intrăm, să instalăm repede Opera GX, pentru că știm și noi cu toții Opera GX merge doar și doar pe Windows. Da? Asta este ultimul program pe care o să încerc să îl instalez. Văd că a pornit instalerul, ceea ce e mișto. Hai că o să-i dau aici. Opera GX, da? De ce îmi zice path invalid? My computer, în ce? În program files. Hai să vedem așa. Nu vrea nici în program files. De ce nu vrea în program files? Probabil vrea în program data. Da, nu. Hai să vedem. I-am dat așa, să vedem dacă o ia. Oricum, este un improvement, spun eu. Da? Băieții au muncit, de ce să mint? Este echivalentul la Zorin OS. Zorin OS este ceva de genul ăstuia, adică la dublu click să meargă programele.exe. Doar că Zorin OS am observat că după un timp începe să crape. Repet, chestia asta este încă în beta, chestia asta este încă în alfa, beta, cum vreți voi să îi spuneți. Nu o văd momentan, dar eu zic că în 5 ani, 10 ani, cred că orice distribuție va avea chestia asta cu Wine și Wine Layer pe, instalată deja, ca în momentul când tu dai dublu click, nu știu, să zicem pe un program de contabilitate sau, sau nu știu, pe Audacity sau pe orice alt... Da, nu răspunde pentru că nu poate să-mi găsească path-ul. Probabil trebuie să stau eu să-i fac eu anumite tweak-uri. Dar, da, pot spune că sunt mulțumit. Și cum am spus mai devreme, eu cred că în 5 ani, 10 ani, deja Linux-ul va fi peste Windows pentru că va suporta aplicații prin Wine Layer de Windows. Așa că eu zic că este ok, intrăm și un pic la System Settings, mă aștept să fie System Settings de la KDE, dar surpriză, băi, zici că e Windows 11, sincer să vă spun. Da. Chiar e ok. PowerTools is not activated. Ne apare aici cu OneDrive login. Ideea că au mai fost de astea, au mai fost versiunea asta de Linux care se semne cu Ubuntu și cereau bani și etc. Văd că tipii nu cer, pur și simplu ți se cere la PowerToys, care nu este a lor, este pur și simplu de la mama lor, de la Windows, dacă înțelegeți ce vreau să vă spun. Magazinul mă aștept să fie un KDE exact. Eu cred că varianta pe Cinnamon ar merge un pic mai bine. Voi ce ziceți? Ce părere aveți despre chestia asta? Cum ziceți voi că în 5 ani, 10 ani veți vedea Linux-ul? Unde va fi Linux-ul dacă acum el poate da dublu click pe anumite jocuri, pe anumite jocuri care au deja librăriile sale, care nu depind de anumite DLL-uri sau fișiere din Windows? Ce părere aveți? Chiar sunt curios de părerea voastră, așa că ne revedem data viitoare. Ciao, ciao!